Fero, iubim apa. Găsit la o nouă ediție Cine ești tu? Astăm de vorbă cu Florina Pop, psiholog la Institutul Oncologic din Cluj-Napoca. Bine v-am găsit și mulțumim că ați acceptat invitația noastră. Bine ați venit și vă mulțumesc frumos pentru invitație. E o provocare, trebuie să vă spun de la început. Provocarea de a ne răspunde la întrebarea Cine ești tu? O întrebare complexă. Și spuneți-ne pentru început câteva cuvinte despre dumneavoastră. Da, e o adevărată provocare, pentru că, în general, nu-mi place să vorbesc despre mine. Mai mult despre muncă. Da, sau îi las pe alții. Ce pot să spun? Lucrez zi de zi la Institutul Oncologic. Îmi place foarte tare ceea ce fac. Consider că e o mare responsabilitate, dar și un mare dar. Iar comunicarea cu pacientul oncologic, din punctul meu de vedere, presupune gentilețe veritabilă. Și totuși, să fii psiholog, mă gândesc că e destul de greu, cu atât mai mult să lucrezi direct cu persoane care au o suferință ca și cancerul. Cum percepeți dumneavoastră? Da, sunt foarte de acord. Și eu văd această boală cât 10 boli, deoarece afectează semnificativ calitatea vieții pacientului pe toate planurile. Nu doar fizic, ci și emoțional, social, chiar spiritual, financiar. Sunt foarte multe provocări la care cineva care se confruntă cu un diagnostic de cancer trebuie să facă față sau să încerce să facă cât se poate de bine față. Și spuneți-mi, cum ați ales dumneavoastră de ce ați ales să deveniți medic de suflete? Mulțumesc! Sincer, cred că a fost un noroc. Îl consider singurul noroc din viața mea. De ce spuneți că e singurul noroc? Nu știu, poate că mă centrez foarte mult pe acesta. În ideea în care nu am pornit de la faptul că aș vrea neapărat să lucrez într-o clinică, ci mai degrabă mi-am dorit să pot ajuta cât mai mult, necondiționat. S-a întâmplat, iar ceea ce m-a ținut aici a fost feedback-ul pacienților și, desigur, mai apoi personalul cu care eu consider că am o relație foarte bună și respect fiecare coleg în parte. Suntem o echipă. Și așa cum e și motoul institutului nostru, împreună redăm speranța, încercăm să ne legăm de puterea de împreună. Dar cum a început povestea dumneavoastră? Adică până la urmă, din copilărie, ați avut o înclinație spre a ajuta oamenii? V-a atras domeniul acesta din tinerețe? Da, da. Încă de la 16 ani, o vedeam ca și o profesie cu sens. Mai târziu mi-a fost validată de către bunicul meu, care îmi spune acum că nu fac doar o simplă activitate sau mai multe, ci să mă gândesc că e vorba și de fapte. Nu știu ce să zic, dar e o validare din partea dânsului. Bunicul dumneavoastră a fost medic sau într-un domeniu conex? Nu, mai degrabă pe partea de literatură, dar am avut tot timpul o relație specială. A fost singurul care nu s-a opus alegerii acestui domeniu. Familia nu a fost deloc de acord ca eu să aleg psihologia. Mi se părea că nu e un domeniu de viitor? Probabil că da. Probabil că da. Și cu toate astea m-am încăpățânat și nu-mi pare rău nici astăzi. Și ați terminat facultatea la Cluj? Da. 2004-2008, chiar ultima generație cu 4 ani. Iar în 2008-2010 masteratul, iar în momentan mă ocup de un studiu de cercetare pentru teza de doctorat. Și cum arată o zi obișnuită din viața dumneavoastră? Și munca cu pacienții, pregătirea pentru doctorat?
pentru teza de doctorat? Mm-hmm. Da, sunt multe. Din punctul meu de vedere, pentru mine, cea mai importantă e munca cu pacienții. Consider că interacțiunea directă ajută mult mai mult. Sunt zile și zile. Nu e o zi la fel ca alta. Cazuri foarte diferite. Provocări foarte diferite. Iar dacă e să-mi permite să spun din experiență, deci sigur asta nu înseamnă că e adevărul absolut, consider că în mediul spitalicesc și cu atât mai mult în cel oncologic e nevoie de foarte multă adaptabilitate și flexibilitate. Agenda e doar orientativă. De foarte multe ori apar situații în care e nevoie să intervenim, situații de criză pe care nu ni le-am programat. Pacienți cu care, desigur, lucrăm în continuare, pacienți care apar în acea zi neprogramați. Repet, e foarte diferită de la o zi la alta. Situații când trebuie probabil să stați și peste program și intervin alte... Da, da, da. La ce a trebuit să renunțați pentru profesie? Cred că am renunțat la bună parte din ce ține de viața personală. Nu regret, mă resemnesc cu bucurie, dar, sincer, la cât de mult a fost nevoie să investesc pentru că am pornit de la zero de multe ori în viața mea, la acest lucru a fost nevoie să renunț. Ați spus cum ar veni pe pauză momentan. Da. Și spuneți-mi, dumneavoastră, sunteți clujancă? Nu. De unde proveniți? Vin dintr-un sat, de lângă Bistrița Năsăud. Acolo am copilării 10 ani. O bună parte din ceea ce sunt astăzi le datoresc părinților și familiei mele. Mamei și bunicului meu, care mi-au inspirat dragostea aceasta de a citi, de a ne forma permanent, de a avea bunul simț. Am plecat de acasă de la 10 ani, așa să vă imaginați. Cum? Așa? În ideea în care așa o considerați alții, datorită rezultatelor de pe atunci la învățătură, să merg la o altă școală în oraș. Adică ați stat singură pe chirie la 10 ani? Am stat și în internate, am stat și în chirii, m-am desurcat singură, cu tot ce înseamnă acest lucru. Cu toate activitățile și responsabilitățile pe care poate le are cineva acum după ce se angajează. Iar de la 14 ani ai mei și sora mea au urmat același drum și împreună, încercând să fiu supraprotectivă, văzând ce mi-a lipsit mie, cumva, de cât s-a putut, am încercat să am grijă de și de ea. Și cum a fost, totuși, erați copil încă să aveți aceste responsabilități? Nu a fost un șoc prea mare? Atunci nu l-am realizat. L-am realizat foarte târziu, când mi l-a spus cineva. O persoană foarte apropiată. În momentul în care mi-a zis, tu îți dai seama că ești matură de la 11 ani, că tu ai luat viața în mâini la 11 ani, nu mi-am dat seama. Reflectând, da, așa și este. Pe de altă parte, cred că dacă nu era acea etapă din viața mea, nu alegeam astăzi acest domeniu. Ați ales domeniul ca să, zic așa, să vă răspundeți anumite întrebări, să vă rezolvați anumite probleme. Știți că sunt persoane care dau la psihologie pentru a-și rezolva anumite, să spunem, nenemuriri, traume din trecut. Nu pentru a-mi rezolva, ci mai degrabă pentru că îl vedeam un domeniu cu sens. Căutând, e greu să te gândești la 16 ani ce are sau ce nu are sens. Sau ce vei face în viață. Exact. Te răzgândești repede. Exact. Dar fiind experiența aceea și oarecum fiind forțată să mă maturizez, asta m-a făcut să aleg. Nu anumite traume, nu ca să le rezolv sau ca să răspund, ci să fac ce pot face cu sens.
Și ce preocupări aveați atunci când erați independentă și ați locuit singură, în perioada adolescenței? Păi vă dați seama că tot ce ține de partea aceasta de activități casnice îmi lua o groază de timp și de la a învăța nu prea aveam prea mult timp pentru altceva. Cumva am saltat tot ce a ținut de o copilărie mai prelungită sau de adolescență. Iar weekendurile vi le petreceați la țară? Vă întorceați în sat? Da, până la liceu, da. După aceea, din păcate, din ce în ce mai rar. Iar acum, cu regret, spun că mă întorc foarte rar acasă. Dar ce înseamnă acum acasă pentru dumneavoastră? Acasă e locul în care am crescut. Acasă e locul în care sunt părinții mei. Bunicul de care îmi spuneați mai devreme. Da, sigur. Acolo e acasă. Și înseamnă că adaptarea la Cluj-Napoca a fost destul de ușoară? Da, foarte ușoară. Și nu mă văd niciodată plecând din Cluj. Nici întorcându-mă acasă, nici plecând în alt oraș. Îmi place teribil. Cluj. Cred că nu mi-ați menționat orașul în care ați locuit înainte. Năsăud. Deci Năsăud. După Râmbu Salve, Năsăud. Da. Și după, ce, după facultate a urmat imediat angajarea la Institutul Oncologic? Nu. La Institutul Oncologic am făcut primii pași în 2007, în anul 3 de facultate, prin intermediul unui stagiu clinic care era oferit de către facultate. Apoi... Ați fi putut alege și o altă instituție, un alt spital? Da, la vremea aceea puteam alege, nu știu, partea de organizații. Erau mai multe variante. Am ales spitalul. Nu știu să spun de ce. Și mai ales nu știu de ce oncologie. Pur și simplu. Până atunci, până să fi intrat pentru prima dată în Institutul Oncologic, ați avut contact cu bolnavi de cancer? Ați avut în familie pe cineva? Da, am avut în familie pe cineva. Ne puteți povesti? Da, e vorba de bunica mea, dar a fost un pic mai târziu, abia după ce eram la facultate. Am înțeles. Și apoi, cum a fost drumul? Deci ați spus că ați intrat în practică aici. Da, în practică. Apoi am început masteratul, m-am și angajat între timp, am lucrat într-un alt domeniu, unde am avut extraordinar de multe de învățat și sunt recunoscătoare și astăzi pentru acea oportunitate. Dar mă regăsesc mai degrabă aici. Până la urmă, cred că e firesc. E și domeniul în care am investit foarte mult timp, foarte multă pregătire și abia din 2011, de la final, sunt în institut oficial, până atunci, pentru a nu pierde contactul, pentru a nu uita de abilitățile necesare, făceam sporadic stagii practice și voluntariat în institut. Și bunica dumneavoastră, care spuneați că a suferit de cancer, mai trăiește? Nu, nu. Și în perioada bolii, nu știu, faptul că ați avut pe cineva în familie care suferea de această problemă, v-a ajutat să priviți altfel pacienții? Categoric, e o experiență care ne atinge, într-un fel sau altul. Cred că M-a ajutat inclusiv în formarea mea profesională. Cum au fost primele zile la institut, primele interacțiuni cu bolnavii de cancer și cum e acum? Dacă stau să mă gândesc exact la primele zile, mă gândesc la stagiul practic din 2007, în care mai degrabă intervenția era una suportivă și atât, până la urmă, pentru o studentă de anul 3. Adică intervenție era suportivă, ce făceați concret? L-ascultați pe pacient? L-ascultam, da, și încercam să fiu cât se poate de prezentă și cu atenție la relația terapeutică, de la tot ce înseamnă partea de empatie, de acceptare necondiționată, la congruență, la a asculta
Și se deschideau pacienții, având în vedere că erați foarte tânără. Corect. Foarte bine punctat. Și eu m-am mirat de acest lucru, că se deschideau. Și asta m-a și făcut să continui, feedback-ul lor. Acum, desigur, e mult diferit. Atunci erau mult mai puțini pacienți pe care îi vedeam. Acum lucrez cu pacienții de pe chirurgii, cei internați pentru o anumită intervenție chirurgicală, indiferent care e aceasta, fie pentru o intervenție chirurgicală pentru sân, de exemplu, pentru o mastectomie, pentru o patologie colorectală, pentru tot ce înseamnă partea de cancere ginecologice. Și practic noi în institut încercăm să acoperim toată paleta patologiei maligne, inclusiv partea de cancere cerebrale. Văd pacienții de pe toate secțiile la solicitare. E varianta cea mai bună care s-a găsit în ideea de a vedea cazurile mai degrabă cele mai dificile, cele care se adaptează cel mai dificil. Asta înseamnă că aveți zeci de cazuri, chiar sute? Păi cam da, înseamnă cam 700 și un pic pe an. Wow! Da. Da, de diverse vârste, cu diverse patologii, internați pe diverse secții, de la chirurgie, la partea de chimioterapie, la tot ce înseamnă radioterapia și inclusiv cei din ambulator. Desigur, și intervenția e diferită aici. Asta pe de-o parte datorită resurselor de timp, pentru că un pacient care este internat pe secție de chirurgie, cel mai probabil va sta până la 8 zile, dacă nu apar complicații. În toată această perioadă e inclusiv intervenția chirurgicală. Și vă puteți imagina că mai mult decât orice contează elementul suportiv și să vedem eventual ce putem face pentru a întări mecanismele de coping pe care deja le are, de adaptare. Și cel puțin la cum se adaptează o persoană la această boală? Se poate obișnui cineva cu acest diagnostic? Din experiență, permiteți-mi să vă spun că da. Și pe mine m-au uimit lucrurile acestea, iar cea mai mare bucurie pe care o am e atunci când pacienți pe care i-am cunoscut în 2012 sau 2013 vin la control și văd cât sunt de bine. Mai mult decât atât, declară faptul că au o calitate a vieții mult mai crescută decât înainte. Apare acel sindrom de dezvoltare post-traumatică, în care persoana nu doar își reprioritizează viața, ci poate să bucură mult mai mult decât noi, de tot ce înseamnă o zi cu soare sau de tot ce înseamnă primăvara sau orice alt element din natură sau din viață sau micile acestea amănunte. Îmi pomeneți și de bunica dumneavoastră. Ce ați învățat de la dânsa în ultimele luni de viață? Da. De la ea am învățat toată viața. Același lucru pe care, de care ea n-a uitat nici în acele ultime luni, și anume acceptarea necondiționată și iubirea necondiționată pentru cei dragi. Și în lucrul cu pacienții, cum vă pregătiți dumneavoastră psihic ca să faceți, față unei noi zile de muncă? Uh-huh. Da, e o bună întrebare. nu e ușor. Pentru că înainte de a avea contact cu pacientul, e foarte important noi să ne simțim confortabil și fără frici. Sau cel puțin fără fricile pe care le poate aduce un mediu oncologic. Poate am această capacitate acum, poate nu e așa, consider, sau din punctul meu de vedere și din ce am observat, de a mă adapta foarte ușor și de a mă detașa de ce înseamnă valorile mele, de ce însemn eu, de ce înseamnă problemele mele,
în momentul în care sunt efectiv doar eu și pacientul. Atunci vă lăsați problemele afară. Da, tot timpul. Și nu-mi pare greu lucrul acesta. Chiar îmi pare greu, mi se pare natural. Și aveți și tabieturi sau un anumit ritual zilnic? Îmi place teribil să mă plimb în natură. Îmi place teribil să citesc. Regret că nu prea mai apuc să citesc altceva decât ce apare în domeniu. Cărțile de specialitate? Da, da. Am foarte mulți prieteni, de foarte multe ori prietenii mi-au înlocuit familia de-a lungul vieții mele, fiind atât de departe. Și acum e un regret că nu reușesc să mă întâlnesc și tot amân întâlnirile cu ei, deși mi-ar face, sunt convinsă, extraordinar de mult bine. Dar mai degrabă, fiind cumva tot timpul în contact cu cineva, simt nevoia uneori să fiu singură. Doar eu cu mine și să reflectez la ziua care a fost și să pregătesc ziua de mâine. Eu nu cred că a fi psiholog e o haină pe care o îmbraci și o dezbraci. Fie ești tot timpul, fie nu știu dacă poate fi privită ca o simplă profesie și atât. Atunci spuneați și de pregătirea cu zi înainte. Cum o faceți concret? De multe ori seara reflectez la cazurile pe care urmează să le am în ziua viitoare, cele cu care am lucrat și efectiv mă gândesc ce materiale ar merge, astfel încât să fie și evidence-based, să respecte principiile psihoterapiei validate științific, dar să fie și adaptate pacientului. Să fiu foarte atentă să nu lezesc cu aceste materiale relația terapeutică, să nu fiu intruzivă. Uneori aceste materiale pot fi sub forma unor povești terapeutice, metafore, alteori sub forma unei pastile psihologice raționale. Depinde foarte mult. Dați exemplu de o pastilă psihologică pe care o folosiți. Da, e o pastilă formată din mai multe propoziții și care merge pe principiile psihoterapiei validate științific, cea cognitiv-comportamentală, în care încercăm să decatastrofăm lucrurile, nu să le anulăm, nu să trecem în cealaltă parte de negare, ci nu-mi place situația, până la urmă cui ar place, dar am mai trecut și prin altele, pot să fac față, îmi rămân lucruri de care să mă bucur. Nu spune totul despre mine acest lucru. Eu nu sunt una cu durerea mea. Și totuși e o situație unică, adică având cancer nu poți să spui că ai mai trecut și înainte. Poate prin altele sau poate având cancer au mai fost alte etape până acum care păreau de nedepășit și cu toate astea s-au depășit. Până acum care au fost cele mai mari realizări sau bucurii ale dumneavoastră? Haideți să, dacă îmi permiteți, să vă spun una de săptămâna trecută. În momentul în care a venit o supraviețuitoare a unui cancer mamar, nu mă așteptam să vină să mă caute, dânsa a venit pentru control și mi-a spus că mulțumește foarte mult că am învățat-o să gândească cu tesător. Mi s-a părut cel mai frumos compliment pe care l-am auzit până acum. Și fiecare pacient care vine la control și e bine și a reluat viața, e o bucurie. Și mai aveți timp totuși și pentru dumneavoastră, în weekenduri măcar, să faceți ceea ce vă place? Încerc. Descrieți-mi o zi obișnuită de duminică, dacă o permiteți. O zi obișnuită de duminică, da. Nici aia nu neapărat e neprogramată. Se poate întâmpla să vă sune pacienții? Da, s-a mai întâmplat asta. Nu mă deranjează. De multe ori aleg să citesc ceva. Plimbarea, aerul, lumina, soarele. Și cam atât. Sunteți o persoană religioasă? N-aș putea spune despre mine că sunt religioasă, pentru că nu apelez neapărat sau nu,
nu sunt genul de om care să respecte anumite ritualuri, dar mai degrabă aș merge pe partea spirituală. Mie îmi place să spun faptul că religia mea e una foarte simplă, e bunătatea, așa cum spunea Dalai Lama. Și ce, dacă îmi puteți spune, ce se întâmplă în mintea unui pacient care află că are cancer și cum interveniți dumneavoastră atunci? În cele mai multe cazuri e un șoc și nu e normal să fie așa. Nu suntem pregătiți pentru această boală și dacă am încercat dinainte. Sunt pacienții cu care am lucrat de 21 de ani, de 26, de 30, 40 până la 80 de ani. Pentru majoritatea spun că e un șoc. De aceea avem nevoie și ajută să le dăm timp să se adapteze situației. Faptul că se îngrijorează excesiv, faptul că poate nu chiar excesiv, ci efectiv se îngrijorează sau chiar au momente de tristețe, nu e atât de anormal. Viața lor se schimbă, se reprioritizează lucrurile, dintr-o dată apar atâtea pierderi. E nevoie ca omul să se adapteze, e nevoie de acel timp. Așa cum spuneam, încerc să respect principiile psihoterapiei validate științific, dar aplicate cu tact, sper, cu judecată clinică, pacientului din fața mea. E nevoie să fii și creativ, nu doar... Nu doar să respecti un protocol, un manual? Da. E dincolo de manual. Manualul contează, categoric, dar nu avem rețete. Și atunci când sunteți creativă în cabinet, ce se întâmplă de fapt? Sunt cele mai frumoase ședințe. Desigur, depinde de la pacient la pacient. Dar sunt ședințele care te împlinesc cel mai mult și vezi că e un pic dincolo de, extrem de adaptat pacientului din fața noastră. Eu merg foarte mult pe asta și dau teme de casă, între ghilimele vorbind, pacienților, nu știu, să-și scrie ei câteva propoziții ca un fel de mantre care simt că îi ajută sau ce-ar spune ei unei persoane care s-ar afla exact în aceeași situație, l-ar înțelege cel mai bine. Ce i-ar spune? Și primesc cu ușurință aceste teme de casă pacienții. Majoritatea dintre noi cred că am detestat temele de casă în școală. Da, așa este și de aceea spuneam că teme de casă între ghilimele, dar nu am întâmpinat rezistențe. Depinde cum le prezentăm. Dumneavoastră, vă plăceau temele de casă? Da. Cât crezi printre puțini elevi care sunt. Da. Și povestiți-mi mai departe cum are loc, propriu-zis, deci după ce primește vestea pacientul, ce se întâmplă după ce se obișnuiește cu diagnosticul? Pacientul poate apela oricând la suportul psihologic, indiferent de momentul în care se află, fie vine pentru intervenție chirurgicală, fie pentru o simplă biopsie pentru a vedea dacă într-adevăr se confirmă un diagnostic de cancer, fie în timpul tratamentului chimioterapeutic, fie în timpul tratamentului radioterapeutic. E drept. În ceea ce privește partea de intervenții psihooncologice pentru pacienții aflați pe secțiile de chirurgie și chimioterapie, timpul e un pic limitat. Resursele de timp sunt un pic limitate și atunci majoritatea intervențiilor trebuie adaptate și cumva sunt suportive pe când, dacă e să stăm să ne gândim la o pacientă cu cancer mamar, de exemplu, care este internată pentru tratamentul radioterapeutic, a trecut prin celelalte două etape, respectiv intervenția chirurgicală și partea de tratament chimioterapeutic e destul de adaptată. Stau internate câteva săptămâni, de la 4, 6, 8 săptămâni. Aici se lucrează foarte bine. Și care e categoria de pacienți cu care lucrați poate cel mai greu? Care e cea mai mare provocare? Cea mai mare provocare? Hmm.
Vi s-a întâmplat, de exemplu, cu o persoană mai în vârstă să vă spună că dumneavoastră nu înțelegeți viața sau suferința pentru că, având în vedere vârsta dumneavoastră? Nu mi s-a întâmplat, dar abia... Și pentru că oamenii sunt reticenți când vine vorba de un psiholog. Da, așa este, uneori. Nu mi s-a întâmplat, dar dacă mi-ar spune, i-aș da dreptate. Nu prea folosesc cuvântul înțeleg, ci mai degrabă văd, pentru că e foarte greu să înțelegem lucruri de genul ăsta sau exact ce înseamnă pentru fiecare partea asta de a se confrunta cu astfel de boală, cu astfel de patologie. Sunt câteva rezistențe că na, cumva vârsta e una mai tânără, dar foarte ușor putem să le depășim. Dar, repet, e nevoie de extraordinar de multă delicatețe și atenție la relația terapeutică. Oricum, știm și din studii că aceasta ne ajută cu 30%, pe când o tehnică, oricât de validă ar fi, abia cu 15%. Dar aici, cu atât mai mult. Un psiholog merge la psiholog la rândul lui? Desigur, de ce nu? Atât timp cât găsește pe unul potrivit. Pe de altă parte, sunt și adepta aplicării a ceea ce am învățat și cred că pe mine personal m-a ajutat să trec peste foarte multe obstacole aplicând ceea ce am învățat. Ce ați face dacă ați avea suficient timp? E o bună întrebare. Pe de parte, le-aș împărți tot pentru munca de aici și pentru mine. Mai mult pentru ceea ce îmi place. Cât din zi v-ați rezerva pentru dumneavoastră? Câte ore? Cred că 2-3 ar fi suficiente. Suficient. Da. Și tot altceva? Și altceva în afară de asta? Da. Aș avea și timp și aș avea și resurse. Nu știu, probabil... Aș scrie mai mult, de exemplu, încerc, nu pot să spun că na, într-adevăr scriu, cochetez mai degrabă cu acea poezie numită haiku japoneză și poate m-aș îndrepta spre asta, spre literatură, spre a scrie. Ați scris până acum? Am scris câteva. Le-ați arătat prietenilor, familie? Doar prietenilor, da. Și ce au spus? Da, ei mi se pare că au o părere mult mai bună decât mine despre ele. Dar cum e poezia asta? E o formă foarte scurtă și care încearcă să surprindă atât imagini cât și emoții în 3 propoziții maxim. Și dacă v-aș provoca și eu să vă descrieți viața în 2-3 cuvinte, care ar fi? Și să fie și metaforice. Dumneavoastră alegeți. Mulțumesc. Cred că totuși pe primul loc e munca. O viață provocatoare. Și... plină de recunoștință. Și pentru ce sunteți cea mai recunoscătoare dintre toate darurile vieții? Sunt pentru foarte multe lucruri recunoscătoare. Sunt recunoscătoare pentru faptul că am mulți oameni la care țin în jurul meu, pentru faptul că familia mea e sănătoasă momentan, sora mea e sănătoasă și sunt recunoscătoare inclusiv pentru că am avut șansa, deși, repet, e și un mare dar, dar și o mare responsabilitate să lucrez aici. Să găsesc o profesie care să aibă sens și să fie necondiționată, că până la urmă e necondiționată. Și asta cred că înseamnă mult. V-ați confruntat și dumneavoastră cu teama de cancer sau de alte boli lucrând în acest mediu? Desigur că mă gândesc. Da, desigur. Până la urmă... nu putem controla totul și ni se poate întâmpla. Și sunteți oarecum pregătită în
eventualitatea în care ați trece printr-o asemenea dramă? Acum aș spune că da, sau cel puțin faptul că am lucrat aici m-a ajutat enorm. Pe cine sunați prima dată, dacă pot să mă întreb, când aveți o zi proastă sau când primiți o veste proastă? Am o prietenă foarte bună pe care o sun. O mai sun pe mama mea. Aveți o relație apropiată cu dânsa? Da, da, da. Dar de cele mai multe ori încerc, înainte de, am spune, oful, să stau eu să reflectez asupra lui. Încerc să-i protejez pe ceilalți, măcar eu, de tot ce poate însemna uneori o nedreptate, care inevitabil, desigur, nu neapărat duce la emoții negative, disfuncționale, dar nu e plăcută, e firesc să fie așa, suntem oameni. Suntem cu toții vulnerabili, face parte din proces până la urmă. Și atunci, având în vedere că aveți de-a face cu multă suferință, pot să mă întreb când ați plâns ultima dată și de ce? Plâng și de bucurie, plâng și uneori, repet, pentru alte motive. Ultima dată mi-au dat lacrimile în momentul în care, și a fost de curând, adică de câteva zile, în momentul în care s-a externat o pacientă cu care am lucrat și era extrem de bine și de adaptată. După ce m-am despărțit de ea, de bucurie cumva, am plâns. S-a schimbat total cumva viața dumneavoastră de când ați început să lucrați ca psiholog clinician în spital? Da. Categoric, da. Adică, dacă puteți spune, cum erați oarecum înainte și după, cum vă vedeți? Mă depinde la ce moment ne referim. Ca și copil eram mult diferită de ceea ce sunt acum. În adolescență, mai degrabă, având foarte mulți prieteni, eram persoana care îi asculta și îi făcea plăcere, niciodată nu am simțit că ascult prea mult sau că accept necondiționat prea mult sau că sunt prea tolerantă. Deci erați umorul pe care plângeau prietenii, dacă înțeleg cam bine. Da. Cam da. Și în copilărie și în facultate. Probabil acum ce e schimbat și cred că e o mare schimbare e cumva o reprioritizare. E mai greu să vezi sens în activități, nu știu, din astea, ce țin de material, de zi cu zi, de... Gândești un pic altfel. Și o trăire mai intensă a vieții? E o altfel de trăire. Nu știu dacă mai intensă, dar e o altfel de trăire. Când vine vorba de oameni, pentru că aveți de face cu sute de cazuri, ce remarcați prima dată la o persoană? Contează prima impresie? Vă înșală? Contează. Contează foarte mult prima ședință. Și de obicei nu m-am înșelat. Desigur că sunt foarte multe lucruri pe care se poate lucra, foarte multe lucruri care se pot într-un fel sau altul ameliora. Dar contează prima ședință. Și nu neapărat în contextul spitalului, dar dacă mergeți la o petrecere sau în oraș, la terasă, cu prietenii, aveți tendința să, nu știu, să priviți oamenii ca un psiholog, de să nu vă detașați de practica de zi cu zi? Se întâmplă? Nu. Doar dacă mi-o cere contextul și ei. Nu. Niciodată nu evaluez lumea sau nu mă gândesc că nu știu, are anumite tendințe, s-ar putea avea probleme. Nu, sau... nu. Deci dacă ei mi-o cer și mi-o cere contextul, da, dar altfel nu. Altfel sunt doar acolo prezentă și, repet, acceptarea necondiționată cred că este foarte importantă. Aveți și vreun caz mai sensibil, mai interesant, care v-a fost cel mai aproape de suflet și pe care îl puteți povesti din activitatea dumneavoastră? Mhm. Foarte multe, deci chiar sunt foarte multe, dar cel mai aproape de suflet îmi este o doamnă supraviețuitoare unui cancer mamar, deja
de 7 ani. Am cunoscut, a fost printre primele mele paciente cu care am lucrat. Am lucrat începând de la etapa intervenției chirurgicale până la etapa tratamentului radioterapeutic. Foarte multe ședințe și după aceea, inclusiv după ce s-a externat din spital. Și îmi face plăcere să o revăd. La 6 luni ne revedem, vine în spital și ne revedem și nu vine să cred cât e de bine și cât de... Deși prima dată, să știți că nu a vrut să accepte intervenția psihologică când i-a spus medicul. A considerat că nu are nevoie, că e suficient de puternică? Da, da. Și nu prea știa cu ce ar ajuta-o, vă dați seama, cum vin toate atunci și lucrurile se reprioritizează. Însă, din primele 2 minute n-a mai existat această rezistență. Păstrez repet legătura și asta mă și face să cred că există viață după cancer și în timpul și după. Am multe paciente care revin la control și sunt bine. Desigur, nu de fiecare dată e la fel, dar se poate. Cum ar arăta o lume fără psihologi? Pentru că e profesia dumneavoastră. Nu știu, e greu de imaginat. Am cu siguranță, viața ar merge mai departe, lumea și-ar găsi alte strategii, ar apela, sunt convinsă, până la urmă, la total alte mecanisme de coping. Nu știu cum ar arăta. Eu cred că ar lipsi ceva, dar asta e din punctul meu de vedere. Și spuneți-mi, vă place să călătoriți? Unde mergeți în concediu de regulă? Da, îmi place să călătoresc. În principiu îmi place marea. Mă relaxează. Și o parte din concediu de fiecare dată încerc să ajung și acasă. La mare în țară sau în străinătate? În țară. Țin foarte mult la țara noastră. Ați fost tentată să emigrați sau ați avut oferte de muncă în străinătate? Da, acolo e altceva și se poate. Nu, n-aș pleca niciodată de aici. Și din activitatea de la spital de zi cu zi, până la urmă, la finalul zilei, cu ce gânduri plecați acasă când închideți ușa cabinetului? Sunt foarte multe. Sunt părerile pe care mi le spun pacienții, sunt atâtea povești de viață cu care plec. Plec cu multe. Cum tot ce a însemnat în ziua respectivă, existența a multor oameni, povestea de viață a multor oameni. Deci cum plec cu multe povești de viață, reale, reale ca și ziua de astăzi. Și atunci când alegeți să ieșiți în Cluj-Napoca, că mi-ați spus că obișnuiți să mai ieșiți cu prieteni, aveți un loc favorit pe care l-ați recomandat și turiștilor? Cred că în Cluj sunt foarte multe locuri. Mie îmi place partea aceasta de ceai, nu știu dacă am voie să spun și localul sau... Nu deci e cazul. Tot ce înseamnă, da, corect, nu e cazul. Tot ce înseamnă un loc liniștit. Mă pierd în librării. Eu în Cluj mă pierd foarte tare în librării. Deci dacă intru într-o librărie, stau cu orele și nu ies de acolo fără să nu cumpăr vreo carte. Ce gen de carte? De obicei tot din domeniu. Mă uit și înspre, dar în ultimul timp mi s-a părut că nu prea am găsit cărți bune. Extra, da? E părerea mea, doar. Și din literatură preferați carte românească sau străină? Prefer românească, dar pot să spun că și străină. De exemplu, și din literatură prefer foarte mult pe Lucian Blaga. Îmi place Hronicul și Cântecul Vârstelor. Mi-a rămas în minte. Dragoste de viață de Jack London. Deci, din literatură cam prefer cumva ce s-a scris parcă până acum. Aveți și
obiecte de care nu v-ați putea despărți niciodată? De exemplu, cât timp ați putea sta departe de telefon? Foarte mult timp. Deci nu sunteți dependentă? Nu, nu, nu. Nu am un obiect de care să nu mă pot despărți. Nu. Dar dacă ar fi să alegeți cele mai importante lucruri pentru dumneavoastră, un top 3, care ar fi? Câteva cărți. Încap toate în poșetă? Cât de mult de încap? Ceva de scris și neapărat un laptop. O agendă clasică? Exact, o agendă sau chiar un jurnal. Și... un al treilea. Ei, vedeți ce greu mi-e să găsesc un al treilea pe care l-aș lua. Dacă ar fi doar trei fotografii cu cei dragi. Ce înseamnă pentru dumneavoastră fericirea sau conceptul de fericire? Eu o văd, pe de parte, ca însemnând o stare de bine, de a face ceea ce îți place, de a putea să faci acest lucru. Apoi, în același timp, de a avea șansa să te dedici în locul în care sau unde ești format cel mai bine sau unde poți să-ți pui în valoare punctele forte, dar mai mult decât atât, a trăi o viață cu sens. Și credeți că te naști cu vocația sau e ceva ce îți creezi singur? Consider că ține foarte mult și de ceea ce facem noi, dar că e nevoie și de sâmburi acolo. Adică să fie un talent născut? Da. Personal, așa cred. Consider că putem foarte mult construi, putem forma, dar pentru excelență, pentru profesionalism, e nevoie și de un sâmbure de talent, dacă îi putem spune așa. V-a atras și altă profesie sau doar cea de psiholog? Dacă ar fi mâine să o luați de la capăt, ați avea un plan B? Nu. Nu aș avea un plan B. Mi-a plăcut și în resurse umane, cât am lucrat. Probabil că acesta ar fi un plan B în situații de urgență. Dar o altă profesie nu. Pe care să o practic o viață întreagă. Mulțumim încă o dată pentru prezență și vă mai așteptăm și cu altă ocazie. Cu mare drag, vă mulțumesc și eu. Doamnelor și domnilor, mulțumim pentru atenție, rămâneți cu NCN. Iubim apa.